ca să bunicilor mei. Sau ce-a mai rămas din ea. Bucătăria unde mâncam. Pâine cu lapte. Da. În spatele meu toată lumea vorbește ce nu știe. Da, tu ești. Cuptorul de făcut pâine. Tu ești. Cotețul. Grajdul bivolilor. Frăgarul. Mătușa Dina. Mănâncă frăguță. Da, mănâncă frăguță. Haideți și voi să vedeți ce bune. Casa. Foarte sănătoasă. Unchiul la toate știutor. Da, și nepotul. Mici. Mai departe la umbra Ana. Curtea. Sus, plină, du-te. Și da, cerul. Acum încep să coc. Și încă un avion ce trece. Și mama povestea cum se ascundea în graș când treceau avioanele germane să bombardeze. Poate găsim alte amintiri pe aici. Cămara unde nu prea aveam voie să intrăm. Ambarul. Loc unde erau căpițele de fân. Via unde abia așteptam să se coacă strugurii, câteva mure în formare. Aici era grămada de gunoi de la grajd, mai încolo era toaleta, alt loc unde era căpițele, pădurea de unde venea vulpea să fure găinile. Pomii aceștia nu erau. Aici era tău, de unde duceam apă la vaci. Cred că așa cum e. Facem un test. Natura și ea drepturile, totul rămâne pustiu și gol. Aproape gol și aproape pustiu. Locul unde ne urcam după fân era o scară. Copacii care erau mult mai mici, mai subțirei, care urcam de multe ori. Amintiri. Și iarăși amintiri. Revenim la personaje. Inginerii. Da, și acolo în Canada? Petrea, a tot știutorul. Dar nu știu câți ani. Mici, și cel finuț. Și după cât face? Dina. După vreo 10 ani. 7-8 ani. Nu e așa bătrân. Nu, păi așteaptă că face, că nu face în primii ani. Trebuie să crească. N-ai văzut a mea acolo în livada aia care aveam acolo la firmă? Acum începe, pe, am găsit pe ei deja, apar, 2-3 nuci. Că am unul mare, ăla e plin cu nuci. Deci și trebuie câțiva să se mici. Desigur, și ce s-a întâmplat? Când i-am plantat acolo, n-aveam gard. Și azi am pus,
A doua zi mi-a furat, a rămas unul care a rămas lângă gard. Mi-a scos pătăt și a furat. Teoria nucului furat. O să-i plăcută.